acum cu un doctor care are de-a face cu victimele de COVID în fiecare zi, domnul doctor Bogdan Țincu, terapie intensivă Floreasca. Bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru intervenție, domnule doctor! Bună ziua! Ne-au tot anunțat autoritățile că că nu se ia în calcul carantinarea, un nou lockdown, așa cum am traversat cu toții anul trecut. Se carantinează așa țara, oraș cu oraș, localitate cu localitate. Ar fi o soluție carantinarea Bucureștiului? Vă întreb pe dumneavoastră ca medic. Ar fi singura soluție? Nimeni nu-și dorește carantinarea niciunei localități, însă evoluția epidemiologică este cea care poate să impună astfel de măsuri. Și trebuie să ne mai gândim la un lucru. Într-un fel a arătat 6 la mie vara trecută când erau în terapie intensivă 200-300 de persoane, într-un fel arată 6 la mie când avem peste 1300 de pacienți în terapie intensivă. Cred că un factor extrem de important în luarea acestei decizii, dincolo de rata aceasta de transmitere și rata de incidență, este determinată de capacitatea sistemului sanitar de a prelua acești bolnavi. Cel puțin pentru București, în acest moment există o mare presiune pe sectorul de terapie intensivă. Sunt foarte mulți pacienți care nu pot fi preluați din camerele de gardă. Din nou am ajuns în situația din... S-a întrerupt, din păcate. Nu s-a întrerupt. Imediat, domnule doctor, continuăm discuția, vă rog, până restabilesc colegii legătura. Avem între timp pe ecran, domnilor și domnilor, cifrele până în acest moment, mai puțin raportările de astăzi. Mâine se împlinește un an de la primul deces de COVID la noi în țară, 22 martie. Iată câte decese au fost în acest an, 22.132 plus cele 76 de astăzi, că au venit raportările în urmă cu doar câteva momente și nu au fost cuprinse în acest grafic. Totalul infectaților se apropie de 900.000, 2,48% din total rata deceselor, în jur de 60 de decese pe zi. Din păcate, 60 de drame în fiecare zi, 60 de familii care au pierdut pe cei dragi și au dat viețile peste cap. Domnule doctor, revenim la dumneavoastră, mă auziți? Da, vă rog. Mulțumesc. Toată lumea se întreabă dacă într-un an de zile restricțiile acestea nu au dus la oprirea pandemiei. Între timp a mai apărut și vaccinul, au apărut mai multe vaccinuri și iată, slavă Domnului, sunt oameni care doresc să se vaccineze, stau la coadă, înțeleg că sunt 750.000 de români care deja sunt pe listele de așteptare, deci nu s-au speriat nici de scandalul reacțiilor adverse. Încearcă oamenii să facă ceva, să pună umărul la oprirea pandemiei. De ce nu se schimbă cumva strategia? De exemplu, ar fi o soluție, domnule doctor, să fie testele gratuite în loc să fie vaccinul gratuit? Am auzit de la un medic această variantă propusă. Testarea trebuie să fie crescută. Este singura posibilitate de a oferi o imagine asupra evoluției pandemiei. Este clar că nu avem o testare suficientă și lucrul acesta a fost pe parcursul acestui întreg an. Însă măsurile sanitare care sunt impuse, să știți că niciuna dintre ele și nici toate la oaltă nu reușesc să oprească această pandemie, pentru că singura posibilitate de a opri pandemia este o imunizare colectivă care să depășească 70%. Însă fiecare măsură în parte, distanțarea fizică, purtarea măștii de protecție, evitarea zonelor aglomerate și a deplasărilor inutile, fiecare aduce un procent în plus care poate contribui la scăderea ratei de transmitere a virusului în comunitate. Și ne amintim, atunci când populația a respectat cu strictețe toate aceste măsuri, am înregistrat o scădere a numărului de cazuri. Chiar în urmă cu câteva săptămâni, aveam undeva la 2000 de cazuri noi confirmate în fiecare zi. Iată că odată ce ne-am relaxat și poate am devenit prea optimiști în legătură cu imunizarea, am crescut din nou numărul de cazuri din ce până la 6.000. Am văzut și proteste. Ieri au fost poate cele mai ample proteste de la începutul pandemiei, nu doar la noi în țară, în 40 de țări ale lumii și vedem și imaginile pregătite de colegii mei imediat. La aceste proteste, domnule doctor, am văzut foarte mulți oameni fără mască. E clar că mulți dintre noi ne-am săturat să purtăm mască. Mulți nu înțeleg de ce dacă s-au vaccinat trebuie în continuare să poarte mască. Credeți că s-au infectat oameni la protestele de ieri? Dacă au fost persoane pozitive în acele aglomerații unde nu s-au respectat măsurile sanitare, cu siguranță da, știm că o persoană infectată poate îmbolnăvi până la 6 persoane aflate în jurul ei. Îi rog pe colegi să vedem și imagini de la proteste în timp ce vorbim, vă rog.
Însă trebuie să ne gândim la un lucru. Acești oameni, sigur, protestează împotriva măsurilor sanitare. Dacă acceptăm că există acest virus în comunitate și pornim de la acest adevăr, sigur că nimănui nu-i plac măsurile sanitare implementate. Însă care este alternativa? A protesta împotriva unor măsuri și a ridica aceste măsuri în contextul în care există un virus în comunitate, nu cred că este o rezolvare. Dacă aceste măsuri nu sunt eficiente, trebuie să fie înlocuite cu altele. Însă în acest an de pandemie, toate țările au făcut eforturi deosebite să identifice care ar fi măsurile cele mai potrivite. Din păcate, acestea sunt măsurile care și-au dovedit până în acest moment eficiența. Altele nu există. Mulțumesc foarte mult pentru mesajul nostru, domnule doctor.